Bun, hai, lovește-mă și tu și... hai. Eu? Cred că nu mai înțeles în toți anii ăștia, Dorule. Ea privește lucrurile dintr-o perspectivă feminină. Adică Doru îi oferă o surpriză. După 20 de ani de relație, Doru îi face o surpriză. Și asta învie ceva în ea. Nu cred că judecă moralitatea sau imoralitatea situației, faptul că el va primi sau nu va primi o pedeapsă pentru gestul lui, va primi, evident. Dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că el face ceva ce ea nu s-ar fi așteptat ca el să facă și cred că îl repune în lumina tinereții sau în lumina începutului lor de relație, când, habar n-am, cred că ea visa să fie într-un fel, iar lucrurile s-au așezat în cu totul și cu totul alt fel. Nu s-au așezat rău neapărat, ci cred că s-au așezat plictisitor sau într-un soi de rutină care a făcut-o să-și piardă interesul. Există scena în care cad bani din stâlpul de iluminat. Mama e foarte supărată și nervoasă și spune: de ce n-ați cules și voi bani? Toată lumea de pe strada noastră, toți vecinii au strâns. Da, eu nu. Adică toată lumea e proastă, numai tu ești deștept? Mama! Măcar tu ai cules ceva? Nu. Eu am sunat la poliție. Poate părea total diferită de tata, care e moral. Și nu, n-am cules că nu sunt banii noștri. Eu cred că mama ajunge în ipostaza asta pentru că e ca un instinct animalic. Când ți-e foame, vezi un măr, îl vrei. Eu înțeleg că Maria vrea să fie corectă pentru că e copil, dar eu nu mai sunt copil. Rolul meu de mamă leoaică a fost ușor de asumat pentru că am doi copii, o fată de 20 de ani și un băiat de 19 ani, deci asta cu identificarea cu mama leoaică a fost ușor de făcut. Înfiși cu putere și răsucești. Hai, încearcă și tu. Și răsucește. Data viitoare când te mai atacă vreunul... Nici zona casnică, să zicem, nu e atât de greu de acoperit. Cred că într-un fel sau altul orice femeie a trecut pe la bucătărie odată. Vezi că la bere te-am cunoscut. Apropo de bere, astăzi seara tot trebuia să faci de mâncare. Ar trebui să mulțumiți pentru că eu v-am primit aici în bucătăria familiei Leonte. Deci asta este teritoriul meu. Aici pretind că eu gătesc și aici s-au întâmplat tot felul de conflicte casnice, domestice, cu final mai mult sau mai puțin așteptat. Sunt Adriana Irimescu și vă aștept pe toți să urmăriți pe HBO Go Bani Negri. HBO Go. Serialele tale preferate online.